Această zi extrem de agitată astăzi în Parlament. Despre mișcările de pe scena politică de la noi din țară vorbim acum cu politologul Andrei Țăranu, invitatul din această seară de la Tema Zilei. Bună seara, vă mulțumesc pentru prezență. În ce notă traduceți, domnule profesor, ce s-a întâmplat astăzi în Parlament? Într-o notă electoralistă, să-i spunem așa, și într-o notă de început, deci de campanie electorală. Evident că această moțiune a fost depusă mai degrabă din motive, haideți să-i spunem, politice, interne. Adică PSD-ul și în special domnul Ciolacu aveau nevoie să pună ceva pe masă înainte de congres. Și au propus această moțiune din două motive. Primul motiv este că observăm o hemoragie incredibilă a PSD-ului în ceea ce privește primarii, consilierii locali și consilierii județeni către, în special, PNL, dar nu numai PNL, dar în special PNL. Ori PSD-ul a încercat să-și folosească potențialul de șantaj, speriindu-i, dacă mi-i permis cuvântul ăsta, că ar putea să revină la guvernare și să-i lase pe cei care au părăsit partidul cumva în offside, înainte de alegerile locale. Nu s-a întâmplat, după cum știm, acest lucru. O moțiune care nici măcar nu a mai ajuns să fie dezbătută și, desigur, votată, cum spuneam și mai devreme, din lipsă de quorum. Acum să știți că ăsta a fost mai degrabă un avantaj pentru PSD. Adică a fost un avantaj de imagine, spuneți? Pentru că dacă ar fi avut într-adevăr control asupra parlamentarilor și ar fi venit toți parlamentarii PSD-ului, probabil că am fi asistat la scene mult mai ciudate și la mai multe trădări. Pentru că, să fim foarte serioși, PSD-ul știe foarte bine că chiar dacă ar fi trecut moțiunea de cenzură, ceea ce nu s-ar fi întâmplat, nu ar fi ajuns la guvernare. Președintele a spus că nu va negocia cu PSD-ul. Prin măsura lui intransigentă ar fi blocat orice posibilitate a PSD-ului de a ajunge până la alegerile parlamentare sau cel puțin până la sfârșitul alegerilor locale, ca PSD-ul să ajungă la guvernare. Pentru că am fi putut avea un guvern interimar cel puțin 45 sigur de zile. Da, și apoi, și atunci ar fi fost cu siguranță. Și apoi ar fi urmat și nu uitați, până la urmă, interesul declarat al PNL-ului și al președintelui Iohannis au fost alegerile anticipate, deci PSD-ul n-ar fi făcut decât să facă jocul PNL-ului, care în acest moment, am văzut astăzi un sondaj care pare a fi credibil, arată că PNL-ul a rămas în propriul lui bazin. A scăzut relativ mult față de martie, dar este cu mult, mult peste PSD. Ceea ce face ca jocurile PSD-ului, din punct de vedere politic, să nu mai fie atât de ușoare. Dar matematic, socialdemocrații aveau voturile necesare pentru dărâmarea unui guvern. De ce s-a întâmplat acest lucru matematic astăzi? Ce credeți pentru că a dus la acest rezultat? Pentru că nu toți PSD-iștii care sunt în acest moment în PSD sau se pregătesc să plece, sunt de acord cu domnul Ciolacu. Deci, uitați-vă, cele mai importante nume, doamna Carmen Dan, domnul Rădulescu și așa mai departe, fac parte din tabăra anti-Ciolacu. Și... Dar au fost, permiteți-mi această precizare, au fost motive de sănătate, au spus ei au spus, trei dintre domnul cei care Ciolacu, au lipsit astăzi. Domnul Ciolacu cerându-le exact acestora trei demisia și mai degrabă demiterea de urgență de către cexul PSD-ului. Ceea ce arată că, de fapt, știa, nu era neașteptat, că vor exista foarte multe, plecări, trădări și așa mai departe. Marea problemă a PSD-ului este nu că și-a pierdut potențialul de șantaj. Partidele care pleacă de la guvernare își pierd de obicei acest potențial. Ceea ce a fost interesant a fost că și-a pierdut potențialul de coaliție. Ceea ce aștepta domnul Ciolacu, de fapt, era un sprijin din partea UDMR-ului și a minorităților, care nu a venit. Ceea ce arată că PSD-ul în acest moment este complet în afară. Nu are niciun fel de sprijin și
sprijinul pe care îl mai poate găsi la un moment dat sunt mai degrabă conjuncturale. Dar cum vi s-a părut această poziționare a formațiunilor politice astăzi? Și de ce așa? De ce credeți că au ales această variantă a boicotului? Pentru că PMP, USR, PNL, dacă ar fi fost, cum spuneți dumneavoastră, matematic, nu ar fi avut majoritate, ceea ce le-ar fi pus într-o situație extrem de complicată. Atunci moțiunea ar fi trecut. Era singura posibilitate să găsească o ieșire onorabilă și pentru putere și pentru opoziție de a termina în coadă de pește. Adică moțiunea nu a trecut pentru că nu a fost forum, dar nu s-a votat și în felul ăsta nu s-au arătat cifrele. Pentru că, de fapt, jocul parlamentar este un joc al majorității și al minorității, adică un joc al cifrelor. Noi nu știm cifrele, știm că au lipsit 5 voturi. Da? Și mai exact vreo 8 voturi ca să poată să treacă moțiunea, 5 fiind de la PSD. Și asta știm, este singurul lucru pe care îl știm. În acest moment nu știm cine are majoritate și cine nu are majoritate. Da, îi spunem că este o eroare strategică ce s-a întâmplat astăzi a liderilor socialdemocrați sau putem cataloga altfel acest demers? Nu cred că este unei moțiuni de cenzură depuse într-o astfel de perioadă, în acest context. Nu cred. Repet ce am spus anterior. Și anume, PSD-ul avea nevoie de presiune asupra propriilor aleși. Știa că o să piardă și că pierde în continuare. Era singura formulă prin care putea, mai ales la Congres, să pună presiune pe ei. PSD-ul este în pierdere de ritm. Are nevoie să-și revină. Pentru asta trebuie să facă gesturi spectaculoase, inclusiv moțiunii de cenzură. În ultimă instanță, în acest moment, mai ales că, vedeți, e foarte interesant, alegerile sunt la nivel local, cetățenii sunt interesați ce să aleagă primari, președinți de Consiliu Județean, consilieri local, județeni și așa mai departe, și nu jocul parlamentar. Ori, ceea ce încerca PSD-ul a fost să atragă atenția asupra unui joc care este în afara alegerilor, urmând ca să capaciteze alegerile pe baza acestui joc. Adică să facă PSD-ul, ceea ce facem noi în acest moment, să fie folosit foarte mult și astfel lumea să audă acest cuvânt. Și totuși, ca imagine și din punct de vedere al electoratului, dacă doriți, cine pierde după această zi? Cine pierde, cine câștigă atunci? Nu cred că este cineva care pierde în sens de partide. Dacă este cineva care a pierdut puncte, este domnul Ciolacu. Domnul Ciolacu tocmai a devenit președinte al PSD-ului, este președintele Camerei și a fost pus într-o situație destul de dificilă pentru că a văzut că a fost trădat de proprii săi colegi. Deci, domnul Ciolacu personal pierde mai mult. Cine câștigă? Evident, domnul Orban. Și o nouă moțiune de cenzură anunță socialdemocrații în această viitoare sesiune. De fapt, sesiunea care începe mâine. Pe scurt, vă rog, într-un minut, dacă se poate un răspuns. Probabil că vor face această moțiune, în punctul meu de vedere, după alegerile locale, ca să pregătească alegerile parlamentare. PSD-ul în acest moment își mai poate folosi doar această armă, adică ieșirea în față prin moțiuni de cenzură, prin unica putere, care se vede că nici nu mai este atât de puternică, cea din Parlament. Și atunci vor folosi jocul parlamentar la maxim. Domnule profesor, vă mulțumesc pentru prezența la tema zilei. Cu mare plăcere.